Bun găsit, dragii mei! Vă propun să discutăm astăzi un subiect foarte interesant. Un subiect foarte serios, aș putea spune, nu știu dacă neapărat interesant pentru toți. Politica, domne, politica. Nu o să vorbim despre o parte sau alta sau, eu știu, apartenența la un partid sau ce cred eu sau ce cred ceilalți. Și o să vorbim despre cât de mult din viața noastră ocupă politica. Știu că în România, cel puțin, toată lumea are o părere cu privire la politică și în ultima vreme și foarte vehementă de o parte sau de cealaltă. E o nemulțumire dintr-o parte sau din cealaltă. Cert este că am observat că pe buzele tuturor românilor se discută foarte mult despre asta. Stau și mă gândesc dacă oare în străinătate politica, acest subiect, acest, practic este un singur subiect în viața noastră, ocupă un loc atât de important. Dacă oare la toate discuțiile dintre prieteni vârstnici sau foarte tineri sau amaturi, să spunem, în fiecare seară, la toate discuțiile, în fiecare zi, la cafea, la țigară, la telefon, se discută în mare parte de acest subiect sau câți dintre ei discută despre acest subiect. În România însă am observat foarte, foarte des discutându-se despre asta. Acum e drept că lucrând în domeniul ăsta al jurnalismului și televiziunii, cu siguranță că politica ocupă natural un rol foarte important. Deși poate și aici am putea să dăm mai mare credit altor domenii care ne afectează poate chiar mai mult decât politica. Bebelușul meu are altă părere, sunt convinsă. Cert este că în străinătate nu știu și nu cred că discuțiile despre politică sunt atât de des întâlnite în rândul oamenilor, în rândul cetățenilor. Care este părerea voastră? Vă pup, dragii mei! Ne revedem mâine dimineață!